Sistemul monetar a fost transmis în urmă cu secole și noi continuăm să-l folosim fără întrebări. În acest sistem, gradul de automatizare va crește, eliminând puterea de cumpărare pentru majoritatea oamenilor. Va veni o vreme numită curba Gaussian, când numărul de joburi nu crește, producția crește și puterea de cumpărare scade. Sistemul se va opri. Băncile vor falimenta și sistemul nu va mai funcționa. Avansăm foarte rapid în acea direcție. Dacă controlezi mass media, poți să calmezi oamenii. Dar dacă majoritatea continuă să fie concediați, nu mai au putere de cumpărare, sistemul se prăbușește, nu mai funcționează și oamenii vor invada. Deja se întâmplă. Situația din țara asta e de nerezolvat. Vor avea dificultăți cu securitatea națională, cu plata pensiilor. Au cheltuit mult mai mult decât aveau. Tot ce mai pot face acum e să mărească datoria, continuând să împrumute bani de la bănci. Nu dețin nimic în această societate. Oamenii chiar nu vor bani, vor acces la lucruri atunci când au nevoie de ele. Oamenii dintr-o societate cu abundență care au acces la lucruri, nu se mai apucă de păstrat și de acumulat lucruri. Le vor recicla, actualiza și îmbunătăți. Vor refolosi materialele din automobilul vechi ce cântăresc cât unul nou ca să nu existe automobile vechi. Automobilele vechi sunt riscante. Dacă tu conduci o mașină de lux și altul conduce o rablă veche, dacă lui cedează frânele, tu poți să mori. Nu vrem mașini vechi pe autostradă. Nu vrem nimic care să se strice. Nu vrem nimic care să necesite reparații. Într-o economie bazată pe resurse, oamenii pot accesa orice produs de care au nevoie, fără povara de a-l cumpăra, a-l întreține sau a-și face asigurare. Astfel rămân suficiente produse pentru toți. Și produsele sunt întotdeauna disponibile la nevoie. Tot ce oamenii ar putea avea nevoie se găsește în aceste centre de acces. Materiale pentru sculptură, instrumente muzicale, similar cu o bibliotecă publică. Poți intra și accesa un aparat foto, o bicicletă sau un ceas. Tot ce au nevoie e pus la dispoziție gratuit. Asta înseamnă că trebuie să obținem un nivel de producție suficient de mare încât să nu mai existe deficiență. Asta ar preveni majoritatea infracțiunilor.